Bună ziua, dragii mei, ne aflăm la Papa de la Mare. Astăzi avem pentru dumneavoastră un proscris al mărilor, cel mai rău pește posibil. Uitați-vă cum are gura. Vorbim despre hake, merluciu, puțin greșit spus cod, dar noi spunem cod, este de fapt un merluciu. Vine din latină, merlucius. Știu că de mare, adică mare, lucius, luțo. Știu că de mare. Se găsește și în Marea Neagră, dar nu la noi, pe litoral, doar Turcia, Georgia și Bulgaria, în Atlantic și în Marea Mediterană. Este un pește ideal pentru copii, dacă îl faceți fiert în apă, pentru copii mici. Nu are oase, are o carne extrem de delicată, mare atenție. Ce este mai neplăcut la acest pește, să știți că 99% din cazuri are paraziți intestinali care nu sunt dăunători decât dacă intră în carne. Există paraziți la 99% din această specie. Deci eu, de când mă ocup cu pește, am găsit aproape la toți. Nu este un lucru rău, am vorbit și cu doctorii veterinari, atâta timp cât este doar în intestine. Asta ca să știți, dacă cumpărați unul proaspăt și îl curățați, să nu aveți și vreo neplăcere și așa mai departe, este ceva normal la această specie și la multe alte specii care sunt sălbatice. Ăsta este Bedes al mărilor. Uitați ce exemplar aici. Are dinții orientați invers. Mare atenție să nu cumva să băgați mâna în gura lui, pentru că acolo rămâne, puteți doar să o scoateți doar dacă o băgați și mai adânc și să-i deschideți gura și apoi să scoateți mâna. Acest exemplar venit la noi joi seara, uitați ce are înăuntru, uitați-vă ce are înăuntru, deci are o limbă de mare, ia uitați, peștișori mici, tot limbă de mare, ăsta este un crevete mic. Și cine știe ce o mai fi înăuntru pe acolo, doar când îl vom eviscera, îl vom vedea exact. Merge foarte, foarte bine pentru prăjiți și pentru fish and chips. Merge foarte bine pane. Este un pește foarte bun, este printre preferații mei. Merge și la cuptor, dar atenție, este foarte delicat. Atenție, trebuie să-l serviți repede. Dacă este proaspăt, în 2-3 zile de când l-ați cumpărat, trebuie să-l consumați. Poftă bună și vă așteptăm și la Papa de la Mare.